Guvernul a stabilit ieri atât numărul de bilete de tratament balnear acordate prin unitățile care aparțin Casei Naționale de Pensii Publice pentru anul 2017, cât și faptul că pe lângă acestea se vor contracta locuri la tratament balnear și la alți operatori economici interesați. De asemenea, actul normativ reglementează modul de acordare, distribuire și decontare a acestora. Pentru anul în curs în unitățile de tratament balnear ale Casei Naționale de Pensii Publice se asigură un număr de 56.394 de locuri. Biletele de tratament pentru pensionari și asigurații sistemului public de pensii sunt finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat. Locurile vor fi repartizate în maximum 18 serii de trimitere cu o durată de 16 zile. Prețul biletului de tratament balnear include tariful pentru cazare, masă și 12 zile de tratament. La numărul de bilete de tratament acordate prin unitățile de tratament balnear ale Casei Naționale de Pensii Publice, se adaugă cele ce urmează să fie contractate cu alți operatori economici interesați, în limita sumelor prevăzute în bugetul Asigurărilor Sociale de Stat pe anul 2017, peste 319 milioane de lei. Persoanele îndreptățite pot beneficia de un singur bilet de tratament în perioada unui an calendaristic. Casa Națională de Pensii Publice distribuie biletele de tratament balnear prin casele teritoriale de pensii și decontează costul acestora din fondurile aprobate prin legea bugetului Asigurărilor Sociale de Stat pe anul 2017.